așa că era mai ușor să obții de la Paraisul o ediție Kazantzakis și să o traduci în română. Majoritatea editiilor s-au Todarova, bineînțeles, la Brăila, dar majoritatea editiilor la București, la editura Humanitas. Și cea mai recentă este, că toți suntem la capitolul prezentării, este un roman inedit de care zăcea în arhiva muzeului Nikos Kazantzakis din Iraklion, Ascensiunea, o aniforos, se cheamă în greacă. S-a apărut în franceză în ianuarie, în română în iunie și ediția greacă este încă în pregătire, va apărea în toamnă. Este un roman scris imediat după Alexis Zorbas, scris în Anglia. Kazantzakis continua, să zicem, visurile lui de fondarea unei internaționale, a spiritului de data aceasta voia. Și invitat la Londra de British Council, a convocat toți intelectualii de marcă britanici în speranța că îi va convinge să facă așa această internațională ca să poată schimba lumea. Era dată după război, era o mare dezamăgire și rodul acestei dezamăgiri este această carte, pentru că intelectualii l-au privit așa cu amabilitate și ne-au spus ce frumoasă e Grecia, ce frumoasă, așa, n-au ascultat și n-au vibrat la mesajul lui și poate că și de aceea cartea a rămas în arhivă. Deci cam atât. Mulțumim, ne întoarcem la povestea unei mari prietenii. După revenirea din Grecia, Mistrate I și mai apoi Kazantzakis, a fost un proces al vinterii. Există și depoziția celor doi scriitori publicată, sunt reacții în presă. După revenirea în Rusia Sovietică, hotărăsc să facă una dintre cele mai mari călătorii pe care le-ar fi putut întreprinde la momentul acela. Nu vor călători singuri. Kazantzakis va călători împreună cu Eleni Samios, cea care va deveni a doua soție mai târziu, Panaiti Strati cu Marie Louise Borbovi, așa zisa Billy Lee, fiica directorului conservatorului din Geneva, pe care o cunoscuse cu un an și ceva mai înainte, la Geneva, la vremea aceea, Istrati fiind căsătorit cu alsaciana Ana Mânș. De fapt, căsătoria cu Ana Mânș n-a durat foarte mult, a început în 1924, s-a stins foarte repede povestea de iubire, scrisorile cu corespondența cu Romero arată un Istrati indecis, ba chiar la un moment dat, în textul unei scrisori scrie cam așa: eu sunt Cosma, le vreau pe amândouă. Dar Ana Mânș rămâne în acte până târziu, până în anii 30, rămâne